Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune electorală Media Obiectiv. Discutăm despre proiectele Comunei Șinca Veche, despre ceea ce a realizat până acum în materie de proiecte primarul Victor Bârles, care candidează din partea PNL pentru un nou mandat și ce are de gând în continuare. Domnule primar, bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație și chiar... Mi-am dorit să vin la dumneavoastră în studio pentru, chiar să zic, două motive. Unu, să mă apăr de furia unor candidați. Nu vreau să pomenesc nume. Dacă le teamă de dumneavoastră, înseamnă că prezentați un adevărat pericol în această campanie, nu? Nu trebuie să le fie teamă. Fiindcă din 4 în 4 ani sunt alegeri, din 4 în 4 ani fiecare are dreptul să candideze, fiecare are opinia lui. Dar vă spun pe cuvânt de onoare, o campanie agresivă și o campanie murdară din partea unora. Am candidați care sunt onești, își fac campania așa cum trebuie să o facă și chiar mă bucur și felicit pentru lucrul ăsta. Dar am un contracandidat, să-i zic, nu vreau să-i pronunț numele, nici măcar nu-mi face plăcere să-i pronunț numele, dar e candidatul USR-ului, care, din punctul dumnealui de vedere, primarul actual n-a făcut numai lucruri rele, n-a făcut numai furtișaguri, numai șmecherii. Unde afirmă toate aceste lucruri? Pe conturile de socializare? De socializare al USR-ului. Acum, și vă acuză pe dumneavoastră de toate aceste lucruri? În persoana. Deci eu sunt singurul acuzat, eu sunt singurul hoț și acum mai nou... s-ar părea că l-au luat în izvor și pe domnul viceprimar. Acum, dacă un primar se împacă bine cu vicele, eu consider că e un lucru bun. Și un lucru bun pentru comunitate. Nu? Acum, am făcut lucruri bune. Am avut cel mai bun viceprimar care l-am avut de când sunt primar. Și sunt, slabă domnului, la al treilea mandat, urmează al patrulea. Și la sigur că o să-l iau. Fără nicio problemă. Dar un băiat tinerel care l-ai lângă tine și vrei să-l inițiezi, acum, dacă îl inițiezi, nu înseamnă neapărat că și ăla, vai de mine, nu-i bun. Toți suntem noi. Bineînțeles, învață dintr-o experiență, exact. Da, așa e frumos. Da, așa e frumos. Da. Și principiul ăsta, mie ăsta mi se pare corect și la locul lui. Deci, nu și ați avut ajut. Rezultate, practic. Foarte bune. Din și acest punct de vedere, da. Domnului, deștept și cu mințel și are toate calitățile bune. Acum, revenim ca să nu, da, să nu muim. Să lămuriți, da. Deci, oamenii din comuna mea trebuie să știe că am fost de la începutul începutului pentru dumnealor și voi fi în continuare pentru dumnealor. Deci, am fost consilier local 4 ani. Am fost viceprimar 4 ani. Am fost primar. Păi, Doamne Dumnezeule, chiar n-am făcut un lucru bun pentru comuna aia. Da, dar așa e în competiția electorală, doar că e urât atunci când... există injurii, când există acuze grave care nu au un suport legal sau care nu au un suport argumentat, cu ce v-a acuzat? Sunt practic total de acord cu dumneavoastră, dar sincer, mă acuză numai de hoții, de furturi și de toate lucrurile murdare. Întrebare, ca toate administrațiile publice din această țară, probabil și cea din Comuna Șinca Veche, a fost supusă unor controle ale curții de conturi, adică ați dat undeva, să zic așa, socoteală pentru cheltuielile pe care le-ați făcut în primărie cu lucrările, în ceea ce privește lucrările publice, nu? Probabil acuzele în partea asta au venit. Să ne înțelegem. În campania trecută eram suspectat tot de respectivul că am furat 14 miliarde. Oare dacă furam 14 miliarde, câștigam mandatul? Oare dacă furam 14 miliarde, mai eram acum liber? Nu! Orice contract, orice lucrare s-a făcut licitație. Sau mai nou, să încarcă pe țeap și să ia firma care exact. E cea mai... care e cea mai bună, cea mai ieftină. Exact, mai... achizițiile exact. Publice. Exact. Probabil dânsul știe. Deci, acest nu știu dacă știe sau... poate știe, dar mai bine exact, să da. Îți faci da. Numărul și să dai în primar da. Că primarul e hoțul. Și în câte controle am avut, oare nu eram legat până acum?
am avut controle pe economic, am avut DNA-ul, m-au dus în București la Înalta Curte de Casație și Justiție, am fost în București pe Stirbei Vodă la DNA, am fost peste tot. Sunt liber. La tot ce m-a dat dumneavoastră. Dar de ce ați fost? Grație dânsului, cu ghilimele de rigoare. Eram hoțul. Deci am fost într-o săptămână de la București, am avut la tot ordonanță de clasare și respectivul cetățean, cetățean, a fost pus la plata cheltuielilor de judecat. Nu, acum, cu ce sunt eu vinovat? Nu sunt vinovat cu nimic. Având în vedere că dumneavoastră ați câștigat procesul, da. Da. Deci e o pierdere a dânsului și pe acest segment. Și de-aia am zis că pe această cale vreau să rog cetățenii Comunei Șinca că în fruntea lor acolo la primărie nu a fost un hoț, a fost un om de calitate. Am făcut, acum nu sunt eu, să zic, mulțumit. Nu sunt mulțumit, nici eu, pentru mine. Dar și acasă, ai posibilitatea să faci un lucru, poate că nu poți să-l duci atunci la sfârșit. Îl lași și îl continui. Și faci atâta cât poți, cât ai. No, și în comunitate. Te rezumi la ce poți. Că și să încep lucrări mari, cum am avut, că o să vă povestesc. Da, vreau să-mi spuneți, să treceți în revistă câteva lucrări. Sigur că da. De care sunteți mulțumit. De toate lucrurile sunt mulțumit și slavă Domnului. Eu nu mi-am făcut o notiță să le am pe toate, dar eu când am început mandatul în Comuna Șinca, am început de la cămine culturale, am început de la școli, am început de la alimentări cu apă, am început, era canalizarea începută în Șinca, am lucrat cât am putut și m-am oprit că n-am mai avut finanțare, dar cine vine la mine în Comuna Șinca poate să vadă că lucrurile au mers destul de bine și câteodată chiar bine și nu cred eu că cineva intră în Comuna Șinca și acolo îi babau. Nu, eu cred că am o comună destul de reușită și încet, încet le facem pe toate. Bun, căminele culturale, spuneați, le-ați rezolvat în aproape toate căminele satele. Căminele culturale, toate le-am puse la cheie, cu dotate, cu veselă, cu tot ce înseamnă omul să facă o nuntă, un parastas, un botez. Din nefericire, acum e o perioadă mai, să zic așa, restrictivă din acest punct de vedere. Școlile. De punctul pandemiei. Nu, la școli. Am întrebat un contracandidat la Consiliul Local. Toată lumea vrea schimbare dintre ei. Da. Dom'le, ce schimbare vrea? Învățământul, școlile. Păi dacă eu în Comuna Șinca nu am școli și nu arată școlile așa cum trebuie să arată o școală într-o comună sau un... Da. Păi înseamnă le-ați modernizat, am făcut două școli noi. Da. Am făcut două școli noi. Una la Perșani, una la Șinca. Școala din Șercăița am renovat-o. Arată, știți cum? Pe revistă. Să ne ierte Dumnezeu. Ce schimbare? Ce schimbare în învățământ? Poate să zicem profesorii. Da. Plus că acum iarăși e, din acest punct de vedere, o perioadă. Rețelele de utilități și infrastructura au fost, să zic așa, cu bătăi de cap pentru majoritatea primarilor din România, care nu au reușit, să zic, din punct de vedere al condițiilor de relief, dacă vorbim aici, din punct de vedere la aducțiunilor de apă. La Șinca cum a fost? Deci la Șinca, eu când am preluat primăria, aveam apă doar până în Șinca. Pe urmă am continuat și m-am dus cu alimentarea de apă până în Perșani. Și avut surse. Am avut surse și am dus apa la ultima casă pe fiecare stradă. Are omul apă în casă Are la această oră? Are omul apă în casă, că îmi spune tot respectivul că să nu bea lumea apă, că moare și se otrăvește. Păi nu, alea sunt analize făcute de DSP-ul și apa e foarte bună de la vot. La ce operator sunteți? Nu, momentan nu. Nu aveți operator. Nu avem operator. Și vă ocupați dumneavoastră, primăria? Ne ocupăm noi, primăria, am băieții care sunt băieți de calitate să ocupă de lucrul ăsta. Iar pe canalizare am avut o mare problemă. Fiindcă eu când am intrat în primăria Șinca în 2008, a început o lucrare de canalizare cu 820.000 de euro pe 3 sate și stație de purare. Păi cu banii aia nu făceam nici într-un sat mai mic, ca Ohaba, ca Bucium. Eu am continuat cât am putut și n-am mai putut. Am plecat pe drumurile Bucureștiului, pe la ministere, pe la tot și... S-a blocat proiectul. Și aveți, să zic așa, vreo perspectivă?
100%, fiindcă nu sunt mulți primari în România care au cerut corpul de control al primului ministru. Că eu eram suspectat că lucrarea se dublează, că fac dublă finanțare. Și am chemat corpul de control și avem inspectoratul de stat în construcție. Ca să nu aveți probleme. Nicio problemă. Da. Și am făcut verificare și au făcut oamenii treaba așa cum trebuie să-și facă treaba. Și au constatat că lucrurile sunt pe făgașul cel bun, nu e nicio suprapunere de lucrare. Și o să aveți extindere? Și am extindere, am făcut proiect. Cu finanțare separată? Cu finanțare de la... Da. Pe extindere, zic, veți avea... Exact. Și acum o suplimentare urmează, a finanțării, da. Urmează să primesc bani și să continui. E ce valoare? Lucru, ce valoare are 5-6 de miliarde. E singurul lucru de care nu sunt mulțumit, canalizarea din Șinca. Fiindcă n-am putut. Când zice Șinca, vă referiți la toate satele comunei? Nu, Șinca. Doar Șinca. Localitatea Șinca Veche. Doar localitatea Șinca Veche și merg cu ea și Ohaba. Da. Acum am depus pe celelalte trei sate, Bucium, Șercăița și Perșani, trei proiecte pentru tot canalizare. Asta le-am depus pe CNI. Compania Națională de Investiții. Da. Și sper să am un rezultat bun și să... Deci ar fi un proiect pe care trebuie să-l continuați și vă doriți să-l continuați. Asta e ținta mea, canalizare și ce mai am drumuri. Am lucrat la alei pietonale, am făcut alei pietonale în Perșane, am făcut alei pietonale în Șinca, am făcut alei pietonale în Ohaba, în Șercăița, acum lucrez în Șercăița. Când spuneți alei pietonale, trebuie lumea să înțeleagă trotuare. Trotuare da? pentru... Nu erau sau deloc. Sau dacă existau, erau... Nu erau trotuare, sau dacă, cum spuneți dumneavoastră, existau trotuare făcute de 30-40 de ani. Nefuncționale, practic. Da, am asfaltat în Șinca, am asfaltat în Ohaba. Acum, săptămâna trecută, am semnat un proiect de asfaltare pe Șercăița și Bucium, pe două module. Modulul 1 e Șercăița, modulul 2 e Buciumul. Mai am câteva avize, dar vă spun sincer, n-am vrut să asfaltez în campanie. Și n-am vrut să o fac. Fiindcă să nu zică lumea... toată lumea s-a apucat primarul să asfalteze acum în campanie. Nu, asfaltez Șercăița, gat, am trei străzi care vor fi asfaltate și ne mutăm la păi ce mai e, domnul primar? Mai e o săptămână de campanie. Și noi... Cum o ați desfășurat campania? Ați vorbit cu oamenii? Ce spun oamenii în general? Dacă vă spun, mie și... N-am făcut o zi de campanie. Nu am făcut. Vreau să las la latitudinea fiecărui om să dumnealui să considere, bă, mai merge asta sau nu mai merge. Dar vă spun cu sinceritate că mă oprește lumea pe stradă și îmi spune, primarule, merge înainte, că ai făcut și vei face. Așa îmi spune oamenii. Și de aia am și plecat înainte. Că dacă mă simțeam un primar hoț și toate lucrurile murdare din lumea asta, nu mai mergeam, mă duceam acasă. Și eu acasă când plec eu. Nu mă trimite nimeni acasă pe mine. Că mai am un mandat de făcut acum și asigur pe toți locuitorii comunei Șinca că mă retrag. Dar în urma mea va rămâne un om de calitate. Un om de calitate care chiar vrea să facă ceva. Și aceste proiecte despre care ne-ați vorbit dumneavoastră. Acum sunt multe capitole despre care aș vrea să discutăm pe final de mandat cu prelungiri, așa cum au dus toți primarii din România. Sunteți mulțumit de fondul funciar la acest capitol? Cum ați rezolvat problemele? La fondul funciar e o întrebare foarte bună, care am și uitat. Eu la fondul funciar stau destul de bine. De ce? Fiindcă am un proiect pilot cu cadastru general care în maxim 3 luni de zile, acum e în lucru la OCPI Brașov, firma respectivă Rambolului la București, a încheiat toată lucrarea, a predat-o oficiului de cadastru de la Brașov, o verifică, o afișăm, o publicăm o lună să fie afișată pe fiecare sat în parte. Dacă nu sunt probleme, lucrurile se vor încheia și va rămâne definitivă lucrarea. Ce înseamnă lucrarea? Păi intravilan. Fiecare casă, fiecare imobil, numărul de casă, am intrat în fiecare curte, să zic.
dacă situația era elucidată și era CF-ul și proprietar, deci din start l-am trecut proprietar. Ați găsit totuși multe probleme din acest punct de vedere. 70%. Vă dați seama, da. No, 70%, restul care nu sunt elucidate, l-am trecut posesor. No, dacă în termen de 3 ani de zile nimeni nu contestă, el devine proprietar. Și lucrurile sunt elucidate pentru tot și bogatul și săracul. Că sunt niște costuri. Ca exact. Să faci lucrul ăsta, să îți aduci... E mare lucru că se face cadastrarea aceasta prin program european. Exact. Pe extravilan lucrăm pe tarlale. Fiecare tarla primește un număr cadastral. Pe urmă, fiecare tarla se feliază în proprietare care sunt și ea intre direct cu numărul CF înscris în CF. E un lucru foarte bun. Deci se rezolvă și această etapă. Cât va mai dura? În opinia dumneavoastră, bine, spuneți de cei 3 ani perioada care va expira conform legii asta, nu aveți cum să o modificați. Însă, în timp, oamenii vor deveni, au devenit deja, cam cât la sută au devenit din titluri ați dat? Undeva, să zic așa, undeva 60-65%. Cam s-o ceea rezolvat. Ce nu s-a rezolvat, să zic, în atâta amar de vreme. Da, și un lucru foarte greu să împarși pământul. Și tot cârcotașii sunt, până la urmă, ei sunt... să zic, pionul care sunt contra, că te duci să semneze procesul verbal și nu-l semnează. Din vari motive, dar cer daune. Și s-au învățat la daune oamenii, dar oamenii... Pun primăria la cheltuială, exact. Cu alte cuvinte. Și spune în campanie că primăria nu-și dă, nu-și dă daunele. Nu, exact. Dar primăria nu e dispusă să arunce banii. Și cum contracarați, să zic, acest aspect? Este o lacună, în opinia mea, legislativă. Ne judecăm și vă spun sincer că chiar n-am pierdut. Iară cheltuială înseamnă. Păi cheltuială, dar n-am pierdut procese. Păi decât să dau sute de milioane unui om care încere, nu știu când, mai bine, bă. Și acum, cu părere de rău, să nu se supere nimeni pe mine. Dar sunt puțini oameni care cer lucrul ăsta. Oamenii serioși și oamenii de calitate își văd de treabă și... Știți cum e, domnul primar, se pregătesc atacurile acestea din timp pentru a contracara niște candidaturi. Știți ce vreau să mai discutăm? Nu sunt singurele lucruri, având în vedere că noi colaborăm de ceva vreme, bune pe care le-ați făcut la primărie. Știu că v-ați dotat și parcul de intervenții de urgență ca să fiți, să zic, asigurat... cu paza aceea contra incendiilor și contra situațiilor de urgență, pentru că și iarna aveți nevoie de dezăpeziri, aveți nevoie de intervenții. Noi, dacă am discutat, ar trebui să avem o emisiune foarte, foarte lungă. Dar pe tema situațiilor de urgență, cred că nu stă unul mai bine ca mine în zona Făgărașului. De la zero mi-am construit încăperea remiza PSI. Am o colaborare bună cu pompierii din Stuttgart. Am adus o mașină nouă-nouță de pompieri, plus piese și ce mai trebuie, dotările necesare pentru a funcționa serviciul de voluntari de urgență. Acum două luni, am adus altă mașină din Germania pentru pagiși, pentru miriști, care... 100% ne vom descurca foarte bine cu ea, dar ce de vreau ce să se mai incendiază toamna? Sunt probleme. Vin la dumneavoastră la primărie să ceară aprobare pentru incendieri. Mai puțin. Și ca să fiți feriți de catastrofe din acestea, aveți aceste mașini? Avem aceste mașini. Care asigură, nu? Da, avem o formație anume permanentă care răspunde la telefon imediat și băieții se duc. E vorba și de voluntari? De voluntariat. Da. Noi lucrăm cu voluntariatul, da. Da. Și vreau să vă spun că acum o săptămână jumate, inspectorul șef, domnul locotenent colonel Marciu de la Brașov, a venit la mine special. Și vrem să deschidem o subunitate la Perșani. Am și stabilit locația lângă școala nouă și deschidem o subunitate de pompieri gen Homorod. Pentru că lipsește în zonă. Exact, și DN1 pentru descarcerare, pentru ar fi intervenții. Sută în sută. Aduce plus valoare comunei. Plus valoare comunei, 2-3 posturi pentru... Exact.
tinerii creați care niște locuri de muncă până la urmă. Necesare pentru... Domnule primar, mai avem puțin până la finalul emisiunii și aș vrea să transmiteți un mesaj locuitorilor comunei Șinca, formată din, pomeniți dumneavoastră, localitățile. O iau cu inversul: Bucium, Șercăița, Ohaba, Șinca Veche, Vâlceaua și Perșanu. Vreau să le transmit un mesaj, să zic, cât se poate de omenesc și de la locul lui. Oamenii care mă cunosc știu ce pot. Îi rog pe toți locuitorii comunei Șinca să iasă la vot. Îi rog pe toți locuitorii comunei Șinca să voteze cu cine vrea. Că așa e regula, din 4 în 4 ani, dar să nu se uite la poveștile care se aruncă hârtii pe sub poartă și nu. Ne uităm la ce am făcut și ne uităm la ce vreau să fac și le spun, la noi o vorbă din popor, nu da pasărea din mână pe aia de pe gard. Niciodată. Că dacă eram atât de cum mă cataloghează respectivul, probabil că nu era liber. Bine, vreau să vă mai spun ceva foarte scurt. Orice insultă și calomnie poate fi taxată, domnule primar, așa că... Eu zic că lucrurile va merge pe făgașul cel bun și... Nu e bine să existe insulte și... Și bine ar fi să ne vindecăm odată, cred, la cap, să ne vindecăm, să ne întâlnim pe stradă, să vorbim, să... Nu știu. Și dacă se termină campania, eu consider că la masă te adun cu toții din toate partidele. Și ar fi ideal. Ce bun lași acolo, ce rău elimini acolo. Nu la după 4 ani de zile vii și dai nea. Nu. Atunci, în 4 ani de zile, nimeni nu refuză. Eu n-am refuzat pe nimeni și nu refuz pe nimeni. La mine primăria e ziua porților deschise. În fiecare zi. Poate să vină oricine, poate să vină, discutăm orice și pune pe masă orice. Dar nu-ți vine 4 ani de zile și îți vine în campanie electorală și dă și jignitor. Se mai întâmplă și așa. Știți, să-ți lase copiii în pace, să-ți lase familia în pace, să-ți lase, păi am ajuns să ajungem la lucruri murdare și cu... Nu se poate. Păi hai să spun, am ajuns ca respectivul să mă facă handicapat. Păi oamenii să înțeleagă că ăsta e un cuvânt urât. Și un om normal la cap nu poate să scoate cuvântul ăsta din gură. V-am zis, aveți pârghii pentru a contesta, să zic, sute ne întâlnim în alte instituții ale statului român. Sute mă întâlnesc că nu merge. Fiți puternic, probabil, pentru încă o săptămână de campanie. Noi vă dorim mult succes, domnule primar, și vă așteptăm după campanie cu noutăți privind proiectele despre care ne-ați vorbit. Cu tot dragul de la dumneavoastră, cu tot dragul. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, dragi telespectatori. Toate cele bune!